În minutele următoare vreau să vă prezint doi români curajoși care au traversat lacul Baikal înghețat cu o motocicletă cu ataș. Au mers 800 de kilometri și au înfruntat temperaturi de minus 30 de grade pentru o cauză nobilă. Vreau să vedem și noi puțin din experiența lor și apoi vreau să spun că oamenii ăștia sunt aici în platou. Aventura extremă a celor doi români a început pe 12 martie, când au cunoscut-o pe Natasha. Așa își alintă ei motocicleta cu ataș pe care și-au ales-o. Competiția presupune ca fiecare echipaj să folosească o motocicletă veche de 10 de ani, pe care și-o aleg singur din parcul pus la dispoziție competitorilor și cu care să traverseze lacul Baikal. Suntem pregătiți, se pare. 1500 de kilometri în 2 săptămâni și ne regăsim cu voi. S-au grupat în echipe de câte 3 sau 4 motociclete și au mutat bagajele pe motor și au pornit prin zăpada bătătorită spre lacul înghețat. Abia când au ajuns pe lacul înghețat, peisajul s-a schimbat spectaculos. Nici nu vine să cred că suntem pe lacul Baikal. Bate un vânt de nu se poate. Astăzi am fost îmbrăcat așa. Merinos. Polar. Geacă de puf. Geacă de vânt. Am avut momente astăzi în care mi-a fost tot frig, dar la mâini și la picioare. Însă nu tot drumul care presupunea traversarea lacului a fost ca în oglindă. Cei doi aventurieri au avut parte și de împotmoliri în zăpadă sau căzături. Celelalte două motociclete din echipa lor au avut probleme, dar din fericire ei au putut să-i tracteze. Traversarea lacului înghețat e foarte periculoasă. În anumite porțiuni, din cauza faptului că uneori gheața crapă, apar denivelări imposibil de traversat cu mijloacele de transport. Așa că fiecare concurent a trebuit să spargă gheața pentru a-și crea breșe. Nu a fost însă singurul pericol care îi pândea. Noaptea o petreceau în corturi instalate direct pe gheață, iar în liniștea nopții se auzea viscolul și chiar cum crăpa gheața pe lângă ei. Un alt pericol a fost reprezentat și de diferențele majore de temperatură dintre noapte și zi și cele din cort față de temperatura de afară. Sacii de dormit îi punem în fiecare dimineață la uscat. Sunt și umezi și înghețați pe alocuri. Aici e Vlad. Aici e Natasha. Vlad ajută la pregătirea micului dejun. Dar Vlad s-a pregătit intens și a învățat să nu mănânce foarte mult zilele astea. Haideți să vedeți ce înseamnă, ce înseamnă o dimineață petrecută pe lac. Care sunt pregătirile pe care le fac
celelalte echipaje. So is it? Is what? Is there an espresso? Mini espresso. Not yet, but I could do it. Asta au făcut cei doi români timp de 8 zile pe lacul Baikal. Curajoși din fire, în ultima zi au lăsat-o pe Natasha să se odihnească puțin și au făcut o baie în lacul înghețat. Ia zi, Alex, cum e să faci duș? După Ice Run? Paralizie! Planul lor a fost dat peste cap, deoarece au prins un val de aer cald, iar în anumite porțiuni gheața s-a topit, ceea ce le putea pune viața în pericol. Astfel, organizatorii au decis ca, la întoarcere, să meargă cu trenul. Așa că au stat în tren 37 de ore și au ocolit practic 3000 de kilometri pentru un drum care avea o distanță de 500 de kilometri pentru a ajunge în cel mai apropiat oraș. Fantastici oameni ăștia, Vlad Grigore și Alexandru Agatinei, doi curajoși care ne inspiră pe toți. Priviți-i! Bă, băieți, sunteți foarte, foarte, foarte tari. Deci m-am uitat la imagini fabuloase. Măi, și noi ne-am uitat la imagini. Serios? Deci cred că atunci nu conștientizați prin ce pericol treceți, nu conștientizați ceea ce faceți și acum cred că trăiți altfel momentele când vedeți imagini. Băi, aș putea să spun că, într-adevăr, când am ajuns acasă, mi-am dat seama de ce mă plângeam de foarte multe ori când mi-era frig. Adică mi-era frig la mâini, cam în continuu și pe filmare se vede la început undeva. La începutul materialului îți spunea că mi-e frig la mâini. Și ulterior, când am ajuns acasă și m-am uitat la filmări, am văzut că în majoritatea filmărilor eu sunt fără mănuși, pentru că nu port mănuși de regulă. Dar tu nu conștientizai acolo când ai mănuși, că de asta ți-e frig, nu? Nu, mă trezeam cu ele înghețate, mă dezbrăcam și le țineam să se încălzească. Cum v-a venit ideea asta? După asta cu mănușile? Nu, asta cu mănușile, să traversați lacul. Măi, eu am aflat de la Vlad de ceva timp. Acum ideea care a intrat în mintea lui Vlad, despre asta poate să vă spună el, dar eu am aflat de la el astăvară, când ne-am regăsit în Vamă, unde el organiza partea unei alte aventuri, care trece și prin țară pe la noi, pe care el l-a făcut acum ceva timp. Și am dat de spiritul ăsta de aventură, în general. Mi-a spus și de Ice Run. De vreo 3 ani, cred că. E cel mai adânc lac din lume, nu? Da. Baikal, deci cel mai adânc lac din lume. Pe asta e partea bună, știi că la un moment dat ne spuneau organizatorii că are 1600 de metri, mă rog, citisem, dar momentul în care m-am gândit la Baikal, am zis că oricum dacă e să mă duc să fac o baie într-un lac înghețat sau să mă dau cu motocicletă pe un lac înghețat, ar fi bine să aibă peste 20 de metri, că oricum ce este peste nu mai contează și măcar să fie cel mai adânc dacă tot este. Da. Cel mai adânc, că la un moment dat v-ați întors cu trenul pentru că din cauza temperaturilor ridicate s-a cam topit gheața. Da, am avut anul ăsta cumva, s-a întâmplat să fie cea mai mare zăpadă din ultimii 30 de ani pe lac. Pe lac și pe lângă lac. Inițial planul era să ne întoarcem prin pădure, adică să mergem din sud, din Irkutsk până în nord, în Severobaikalsk, și de acolo să ne întoarcem prin pădure. Numai că fiind cea mai mare zăpadă, drumurile erau impracticabile și organizatorii ne-au spus de la început, nu merge să vă întoarceți prin pădure, va trebui să vă întoarceți pe un drum mai scurt pe lac. Dar planul de acasă nu s-a potrivit cu cel de acolo, pentru că în momentul în care am ajuns în zona din nord, și a venit frigul acela în România la sfârșit de martie, când a venit valul de frig din Siberia. La noi a venit valul de cald de undeva, nu știu de unde, adică a plecat frigul de acolo. Din România, da. Da, l-a trimis cineva și de la minus 20 de grade, cât era în mod normal temperatura, s-a făcut plus 12 dintr-o dată. Noi eram pe zăpadă, pe lac și era înghețat. Dar știi ce vreau să te întreb, Alexandru? Asta se simțea. Ți-a fost vreo clipă teamă? Am simțit de cele mai multe ori că poate să se întâmple orice. Adică te gândeai vreodată când mergeai tu, Natasha, acolo și mergeați în motocicletă că se poate sparge gheața aia? Da. V-ați gândit la asta? Acest poate să se întâmple orice, pentru noi a devenit putem să facem orice, știi? Și dacă este să se spargă gheața, gheața se sparge constant. Nu găsești o bucată mai mare de gheață decât suprafața palmei, peste care să nu treacă crăpături. Crăpăturile astea le simți. Și îți dai seama că după aia când dai de crevasele alea de câteva metri distanță între plăcile de gheață și bucățile alea de gheață care se încalecă una pe alta, că e adevărat, poți să ajungi în zone unde, da, să intri sub gheața lacului. Lacul este viu, uite, în stânga imaginii se vede cumva o crăpătură mai mare în lac. Toată zona de alb, așa?
lacul lucrează foarte mult, sunt niște plăci tectonice foarte mari, sau mă rog, foarte active sub lac, și fiind atât de mare lacul, în momentul în care se mișcă și se produc niște cutremure, gheața se rupe. Și în momentul în care se rupe gheața, gândește-te la ea ca la o rană, practic. S-a rupt gheața, e apă proaspătă care în timp îngheață. În timp însemnând câteva ore până la câteva zile, depinde cât de mare e crăpătura. Și tu din motocicletă trebuia să-ți dai seama cam cât de mult timp a trecut de la momentul producerii crăpăturii. Vreau să spuneți, familia. Familia, se uită acum la emisiune. Familia voastră știe unde ați fost? Dacă părinții, nu se uită, o să se uite. Rudele, neamurile, văd că ați trecut prin pericolul ăsta. Băi, mama chiar nu zicea zilele trecute că... Mama lui Vlad, iau-te. Chiar îmi spunea zilele trecute că ea n-a văzut imaginile și... Că nu vrea să le vadă. Da, nu e foarte sigură că vrea să le vadă. Mama lui Vlad, să știți că Vlad și mama lui Alexandru vor să mai plece pe undeva. Unde vreți? Adevărul e că nu știm cum au reacționat de fapt, dar acum când stăm și vorbim cu ei, pare că sunt împăcați. Acum să ne ieșiți cum au văzut acasă. Da. Ce urmează? Dacă povestim despre asta. Urmează vâslit oceanic. La mine. Vâslit oceanic? Da, vâslit oceanic. Te-ai antrenat? Da, m-am tot antrenat de vreo 2 ani de zile. Tu ai vrut să intri și în Atlantic 4? Da. Am fost în Atlantic 4 și împreună cu Alex Dumbravă pregătim un proiect de vâslit oceanic. Vâslit oceanic, bă, băiatule, bă. A rămas antrenat. Eu în continuare... Mă stensori! Da. Îmi pregătesc mongoreliu prin care a trecut Vlad la un dat și despre care vorbeam înainte de Ice Run. Dar m-a prins și pe mine într-un moment potrivit al vieții încât să-i spun da, hai să facem înainte de Ice Run și să înțeleg ce înseamnă o provocare. Momentul în care mă aflam în momentul respectiv. După câteva decizii pe care le luasem eu, eram prin Piatra Neamț, astă toamnă, când i-am zis, da, hai să mergem, pentru că mi-am dat seama că am nevoie de un context potrivit și a apărut aici... Și ai vrut să dăm restart la tot ce exact, da. De la o iubită a plecat tot. Da, probabil. De la o iubită a plecat tot. La mine n-a plecat de la o iubită, a plecat de la faptul că în 2012 mi-am dat seama împreună cu un prieten, cu Răzvan Stuparu, că povesteam lucruri pe care le făcusem în 2006, într-o vară foarte frumoasă. În care am făcut o expediție, să spunem, o aventură în America și din 2012 ne-am dat seama că totuși au trecut 6 ani și noi tot 2006 povesteam, astfel încât în 2013 am fost plecați în raliul de care spune Alex, este cel mai mare raliu caritabil din lume, din Londra până Mongolia cu o mașină mică de oraș. Și așa au început lucrurile. Ăsta e raliul ăla unde rămân mașinile Mongolia? Da. Ăsta e raliul ăla? Acel am un prieten care e nebunit după chestia asta, cu o mașină cât mai mică, cât mai veche, pleci cu ea și orașul Mongolia, nu? Păi ăsta e raliul, am un prieten, Alex, tu cum mă bate la cap să mă duc în raliul ăsta? Ia să dai numărul de telefon că plec în raliul. Cât ține? Pe care o lași acolo. Deci cât ține până Mongolia? Cât vrei tu, e important să ajungi la destinație. Dar faci acolo, nu mai. Lai de acolo, nu mai. Iau zi, băiatul, deci cu mașină mică și o lua și Mongolia la oamenii de acolo, cadou. Foarte tare. Băi, sunteți foarte tari. Să aveți multă baftă. Mama lui Vlad, mama lui Alexandru, vedeți că copiii iar fac prostii. Vedeți că copiii iar vor să plece în aventură de astea periculoase. Să nu ziceți că nu v-am zis. Iar acum a venit momentul despre care am vorbit și la